înaltă se în sârțile funcții mari, dar de joasă de muntea omenească, care după ce pierd, se întâlnesc cu ceilalți și sărbătoresc victoria. Deși eu am pierdut. Deci, eu vă spun așa, să se taie, să se taie dacă zic ceva greșit. Când Ceaușescu a fost trimis la locul lui, nu omorât, nu, când a fost scos din funcție, a fost trimis de oameni care au fost la poarta lui. Dacă atunci când niște consilieri nu votează, am merge la poarta lui cel puțin 5-6 inși, i-am aștepta pe copii cu jucării și cu dulciuri, pe soții cu flori și pe ei cu... am Alzheimer, am uitat și vreau să spun cu ce așteptăm pe ei. Da, poate va fi noastră. Da? Cred că asta ar fi soluția, nu să venim aici. Da, nu presiune. Cred. Treaba noastră de cetățeni e să punem presiune pe ei în fiecare zi a mandatului. Și eventual la ei la lucru, nu la ei acasă. La ei acasă în fiecare seară. La ei la lucru să proteste, nu la ei acasă. Când aflăm pe FV sau undeva că niște consilieri nu vor să voteze fonduri, demulări, de ce nu votează? Pentru că ei au aceste... coșmelii pe aici. Ei, neamurile lor. Păi cum să-mi distrug afacerea? Păi le dă bani. Ca să vină un ecanime din voluntar, din nu știu unde, toți la lumii care vin și el în București, să-l las pe el să circule pe bulevard, faci eu râsul. Nu. Mafioții se elimină între ei. Dacă nu ești mafiot, nu poți să-i elimini. Și noi nu zic să fim mafioți. Nu zic să fim mafioți. Să fim oameni orești, oameni civilizați, dar așa cum am spus, cu presiune, nu cu băta și cu pușca, cum am cu Ceaușescu, am spus cu flori pentru doamnele lor, cu jucării și dulciuri pentru copii, dar cu ceva pentru ei când vin acasă. Bine, mulțumim! Bine, auziți, putem să plecăm sau mai așteptăm? 2 minute, 3 minute în direct și după gata, că l-ați bine, bine. Protestăm pentru România TV. Bine. Dă să zic eu ceva. Ia, hai zi și tu. E bine, putem să lăsați. Nu vrem să lăsăm, că nu facem nimic la comanda României TV. Așa e. Nu sunt de acord să mergem să intimidăm acasă politicienii, ci la ei, la lucru, la serviciu, să ne ducem ca la noi acasă să protestăm. Nu să se întâmple cum am protestat odată singur în fața primăriei lui Ciucu și am primit după aceea amendă de la poliție. De la poliția lui locală, care zice că n-are voie să se amendeze. Cum să nu? Și am zis că e notificare, și am zis că e instituție publică, și am zis că e protest solitar. Oricum mi-a trimis amendă acasă și mă judec după asta. I-am scris plângere lui Ciucu și nu mi-a răspuns. Puțin îi pasă de comportamentul poliției locale. Deci cred că trebuie să protestăm periodic la ei, la lucru, și la Nicușor Dan, și la Ciucu, și la ăsta care e arestat acum și în locul lui, nu vor să-l bage pe altul, nu știu de ce nu consideră important să facă alegeri în sectorul 5. Să protestăm periodic, să ne simțim alături unul lângă altul și unul lângă alta, să ne simțim puterea de cetățean cu drept de a te implica. Nu să încercăm să intimidăm la ei acasă, că asta ar fi terorism și justiție stradală. Să protestăm periodic și eventual să-i lovim cu votul la alegeri. Da, făcusem și notificare, eram și singur, și în fața instituției, deci trei argumente pentru care nu trebuia să-mi facă nici. Puteți era pașul notificare în 12 ore? În 3-6, în 3 zile, 72 de ore. Era totul legal și instanța a anulat procesul acela verbal. Dar ei mă poartă pe drumuri, mă hărțuiesc în felul ăsta.